Dacă aș fi pentru o zi președinte, țineți minte. Domnul Ciutescu îmi spune, zice, domnul primar, asta e corupție, dumneavoastră faceți investiții și încasează bani. Păi ce să fac, nu trebuie să fac investițiile, să aibă omul. Doamne, dacă nu merit, să nu mă votez în numele lui. Nu e nicio problemă, credeți-mă, vă spun sub cuvânt de onoare, sub cuvânt de onoare. Doamne, dacă nu merit și consideră lumea lui. Eu vin și încerc scuze la sfârșitul mandatului că n-am fost în stare. Sunt realizări, credeți-mă, sunt realizări mari. Nu din bugetul local, dar vă spun eu, nu va mai fi cauza imobiliară care a fost. După nu, uitați stâlpii care i-am tras acum câteva săptămâni. Se văd, special pentru Bașa care deja e funcționat. Are 250 de metri. Dă pe biruințe, conducta de canalizare care am băgat-o anul ăsta pe biruinței, blocurile alea din spate, care sunt din spatele biruinței, descarcă în asta. Deci rețineți, vor fi spații verzi, va fi școală, va fi grădință, va fi biserică. Uitați, vedeți unde e, se vede întreprinderea aia? Da. Acolo va fi un lac de acumulare, de agrement, pentru că nu mai se prea apele pluviale și se va face, se va crea un lac artificial. Mare, pe nu știu pe cuvântul, păi veni să vă are proiectul. Tot ce înseamnă pluvial se va descărca, dar asta probabil în 5 ani, 5-6 ani. Toată zona, din cele 296 de hectare care le vedeți dumneavoastră aici, 80 de hectare vor fi expropriate. Eu nu țin cu Dana și a făcut treaba, cât a fost cu Draghi, poate își face și acum, nu știu, n-am văzut, nu mă interesează. Dar vă spun, nu este vina ei, aici este zonă mixtă. Băi, accept să fiu înjurat, băi, Paul. Da, să fiu înjurat pe drept. Băi, să fiu înjurat pe drept. Băi, chiar n-am făcut. Câți bani am adus? Băi, numai în decembrie am adus 5 milioane de euro, domnule. Eu vă spun ce mi-a zis Gabi. Man. Deci, mie mi-a zis Gabi, sâmbătă, când a fost discuția aia, că el garantează 100% că balta aia nu va mai fi acolo. Ia uitați ce e. Hai, băi, domnule, că nu o să mai fie. Eu sunt optimist. Asta e investiție făcută de noi, dumneavoastră. Și pentru ce? Pentru dumneavoastră, să nu mai aveți probleme cu apele pluviale. Pentru asta am făcut ceva, să știți. Eu n-am venit sărac la primărie. Nu ce a spus Ciutescu că am furat. N-am furat de la primărie. Nu. Eu am venit la primărie să-l dau pe trache jos, domnule. Eu de asta am dat. Vă întrebați. Eu sunt om de echipă, m-am dus, el are 25 de ani experiență. Bă, Paul, cum face? M-am dus la vicele, m-am dus la ala. Hai bă, vă rog, sprijiniți-mă. Mi-am adus manager de la sectorul 6, a fost la Poteraș, Florin. Am luat-o pe Cristina de la primăria capitale, care o plătesc eu din buzunar, de la mine. Zic, bă, vino mai dăm și mie câte o soluție, care e consilierul Oprescu. De altfel nu făceam nimic. Și bani? Am adus bani, mulți. Tot la sugestia domnului Ciutescu, nu spun, domnule, a pus presiune pe mine. Și până la urmă, faptul că... Și a fost un lucru bun că a pus presiune. Domnule, eu m-am dus la Panova, să știți. Eu m-am dus la Panova, disperat la directorul Zavu, m-am dus cu Cristina Părbărescu, cu consiliul la Oprescu. Băi, nu mai pot, m-am nenorocit, sunt înjurat non-stop.